Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Marți, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil la senin, dar în zonele joase se va semnala nebulozitate joasă sau ceață pe arii restrânse în orele dimineții și local în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 10 grade, iar cele minime vor fi de la în jur de minus 14 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 3-5 grade în dealurile de vest. Să vedem ce temperaturi vom avea mâine în regiunile României. În Maramureș se va înregistra mâine o temperatură de până la 3 grade Celsius. În Crișana vom avea la fel, în întreaga regiune 4 grade Celsius. În Transilvania, mercurul urcă doar până la temperatura de 3 grade Celsius. Dacă vorbim de Oltenia, aici temperaturile vor fi cuprinse între 5 și 6 grade Celsius. În Muntenia, termometrul indică cu plus, mercurul ajungând până la temperatura de 7 grade Celsius cu 5 grade în București. În Dobrogea, temperaturile sunt perfecte pentru această perioadă a anului, ele fiind cuprinse între 5 și 6 grade Celsius. În Moldova, cerul va fi însorit, doar în partea sudică a regiunii vom avea câteva înnorări. În rest, temperaturile sunt bune pentru această perioadă, termometrul indicând 3 grade în Suceava și 5 grade în partea estică a teritoriului, inclusiv în județul nostru. Orașul nostru se bucură de o temperatură excepțională după o lungă perioadă de timp cu temperaturi tot timpul sub minus. Mâine mercurul urcă până la temperatura de 7 grade Celsius. Vom avea un cer însorit. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și noi ne revedem și mâine pentru mai multe informații meteo. La revedere!